Sindicatele din cadrul CEO și administrația se pun din nou la aceeași masă pentru a discuta despre problemele minerilor și energeticienilor. Liderii de sindicat au fost la discuții cu ministrul energiei Victor Grigorescu. Acesta le-a promis că nu va aproba niciun program de disponibilizări la CEO fără acordul sindicatelor. Reprezentanții salariaților spun că sunt de acord ca în vară să plece acasă doar angajații care mai au un an sau doi până la pensie. În plus, aceștia ar trebui să primească și venituri de completare până vor ieși la pensie.